Insider Politic. Bun găsit, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. S-au împlinit 32 de ani de când românii pronunță un acronim salvator, SMURD. La început, SMURD a fost o mașină second-hand, vag echipată medical. Trei decenii mai târziu, SMURD înseamnă baze aeriene, sute de echipaje și milioane de intervenții. Pe scurt, vieți salvate. De unde s-a născut ideea? Cum funcționează astăzi sistemul pentru situații de urgență? Care este diferența dintre SMURD și ambulanța clasică? Ne răspunde creatorul serviciului, Raed Arafat, cel mai popular lider din România până la pandemia de coronavirus. Ce intervenție de urgență ar face Raed Arafat în trecutul său? De ce relația cu ministrul sănătății este un foc care arde mocnit? Ce s-a schimbat profund la 7 ani de la tragedia națională numită Colectiv? Are România un plan de salvare în cazul unui cutremur de proporții? Aflăm imediat toate răspunsurile. Începem. Domnule Arafat, bine ați venit la Insider Politic. Bine v-am găsit. Mai întâi, cum v-a venit ideea de a crea un serviciu mobil de urgență? Ideea inițială a fost de a crea o echipă care să facă ceva, pentru că ca student și pasionat de domeniul medicinii de urgență, vedeam ce se întâmplă cu pacienții care puteam să-i facem ceva și ajungeau la spital morți, adus fără exagerare, căsat și de cartofi. Prea târziu, adică, prea târziu și fără nimic făcut în prespital. Nimic, nici măcar oxigen. Deci asta era problema. Nu mai vorbim de defibrilare, de manevre de resuscitare, de asta. Asta era situația în anii 80, sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90. V-a venit această idee ideea... în spital sau dinainte? Nu, eram student. După asta am devenit rezident în terapie intensivă la Cluj și atunci mi-a venit ideea că dacă n-am putut să mă duc să fac medicină de urgență afară să învăț, fiind la terapie intensivă, hai să aduc să fac ceva în România. Și atunci am reușit să aduc într-adevăr mașină. Adică nu e un secret că mi-am vândut mașina de student și am adus una mai ieftină, dar în diferența de preț mi-am cumpărat defibrilator second hand, toate astea, lucruri care erau foarte moderne pentru România la momentul respectiv. De unde l-ați adus? Din Germania. Din Germania. Cu sprijinul Crucii Roșii germane, care mi-au reușit să-mi găsească lucruri care să le pot să le iau la prețuri accesibile, dar funcționale. Și am încercat atunci să pornesc prima echipă. A ieșuat la Cluj, a reușit la Târgu Mureș. De ce a ieșuat la Cluj? Sindicatul Serviciilor de Ambulanță a blocat-o. După care la Mureș am avut sprijin. S-a încercat blocarea, dar era prea târziu. Populația deja era obișnuită cu ce făceam acolo. Vă mai amintiți prima dumneavoastră intervenție, da, cu acea mașină? Era prin 23-24 septembrie. În deci 1990, da? Și era o intervenție care a fost la un accident rutier în afara Târgu Mureșului, lângă Azo Mureș, și am ajuns și n-am găsit victima. Pentru că era obiceiul foarte cunoscut și era scris chiar în legea rutieră, era prevăzut, oprești prima mașină care trece, pui în ea victima și o trimiți la spital. Pentru că știa lumea că nu vine ambulanța, că nu vine salvarea, cum se spune. Că durează foarte mult. Și atunci poliția asta făcea la momentele respective. Oprea prima mașină, punea bolnavul și pleca. Noi am ajuns destul de repede, dar ei deja opriseră o mașină și puseseră bolnavul în ea. Am luptat mult cu această mentalitate și cu acest fel de acțiuni în județul Mureș inițial, pentru că am ajuns să primesc, să mă întâlnesc cu o mașină civilă care aducea un accidentat de la o distanță și accidentatul era în port bagaj, într-o Dacia. În port bagaj, nu Dacia Break, Dacia obișnuită, în port bagaj, pentru că șoferul n-a vrut să pună pacientul pe bancheta din spate, că era plin de sânge. Deci, astea erau lucrurile în anii, începutul anilor 90. Deci, dar prima viață pe care ați salvat-o, vă mai amintiți? Nu, dar au fost multe intervenții și stopuri cardiace reușite. Oricum, la primul stop cardiac reușit, întubat, ventilat, după defibrilare, după tot în prespital, vă dați seama că a vorbit tot spitalul în Mureș. Toată lumea vorbea că uite că se poate. Și a început lumea să vadă cazuri care altădată nu ajungeau în viață la spital. Să ajungă în viață, să ajungă, da, în stare critică, dar în viață. Și asta i-a încurajat pe mulți din colegii noștri din Mureș să ne sprijine și să vină în sprijinul nostru, că să putem să facem mai mult. Astăzi, după 32 de ani, ce înseamnă SMURD?
e un sistem deja și e o parte din sistem. Smurdul e, hai să zicem, e un microsistem într-un sistem mai larg, care este sistemul situațiilor de urgență. Smurdul combină dumneavoastră. Pe care îl coordonez, să zicem, dar am smurdul care combină IGS-ul pompierii cu aviația, cu IGAV-ul și cu unitățile de primire urgență și care este un concept integrat între cele trei, dar colaborează cu celelalte structuri cu care lucrăm, cu serviciile de ambulanță, cu salvamontul, cu alte structuri din afara structurilor clasice al sistemului de urgență, cu Ministerul Apărării și cu restul. Așa că smurdul acum, cum ați zis înainte, dacă a pornit cu o mașină, acum înseamnă mașini, elicoptere, echipe de diferite niveluri, de nivel de paramedici, de nivel de medici de urgență, cu pregătire în domeniu foarte avansată, de nivel de echipe specializate pe transport neonatal, echipe specializate pe salvare aeriană, medici care sunt învățați și asistenți să coboare petroliu în munte ca să salveze o victimă, medici care lucrează pe avioane, deci și smurdul este încă în curs de modernizare. Deci noi anul ăsta mai deschidem o bază aeriană la Brașov, suntem întârziați pentru asigurarea zonei de parcare al elicopterului, zona de hangarare, chiar și temporar până se finalizează la aeroportul din Brașov hangarul pentru smurd. Deci pornim anul ăsta în zona Brașov. Avem în zona Suceava un elicopter care este adus și urmează să-l pornim anul viitor în zona Suceava. Noi vroiam ambele elicoptere în acest an, dar din păcate reușim să pornim unul și următorul anul viitor. Asta ne aduce la 11 baze aeriene de salvare, la care se vor adăuga două avioane noi, care deja sunt în curs de finalizare în Statele Unite și sper că în prima parte a anului viitor să le vedem. Trebuiau să se livreze mai repede, dar cu toate problemele de semiconductor, de toate astea, a fost o mică întârziere, dar o să le avem. Deja unul este vopsit complet, celălalt este pregătit medical, acum celălalt merge la vopsit, primul vopsit va merge la pregătire medicală în interior, vor fi terapii intensive pe aripi, cum se spune, adică terapii intensive, două locuri de terapie intensivă complet dotate și care au posibilitate de ECMO, de plămân artificial, nu vorbim de ventilator simplu, vorbim de plămân artificial, au posibilitatea de incubator, au incubator care permite transport de nou-născuți în stare critică, deci asta ne va duce la alt nivel, la care se adaugă elicopterele Black Hawk, care urmează să ajungă 6 elicoptere pe situații de urgență, s-a semnat și al 7-lea pe partea de ordine publică. Cele 6 pe situații de urgență au capacități să transporte câte 4 pacienți grav în elicopter, pe lângă alte activități, cum este căutarea, salvarea, stingerea incendiilor de pădure, transport personal și tot. Deci toate aceste lucruri sunt în vizor pentru doar următorul an. Și navele de salvare maritimă, de căutare, salvare, care au fost semnate și care au și o componentă medicală pe ele. Deci asta este iarăși o premieră, adică avem posibilitatea, dacă scoatem persoane hipotermice, să asigurăm managementul lor, resuscitarea lor, până ajungem să le predăm echipelor terestre. Deci asta aici a părut mai degrabă că e un cadou pe care îl facem olandezilor în negocierea fals, cu Schengen. Absolut fals. Asta a fost interpretarea unora. Dar asta e o licitație care a fost repetată cel puțin, dacă numai în cel de 2 sau de 3 ori, la care inițial nu veniseră nimeni pentru timpul de livrare. Inițial era pentru o singură navă mai mare și am mers după asta pe 2 nave mai mici, care era mai ușor să se facă, de 50 de metri. S-a luat achiziția respectivă, trebuia semnată urgent, pentru că trebuiau să intre în fabricare, altfel nu puteau să ne livreze la data limită, care este sfârșitul anului viitor. Deci nu are absolut nimic una cu alta. Deci noi mergeam mai departe pe această achiziție, oricum se semna indiferent care e situația și se fabrică în România. Deci gândiți-vă, se fabrică la Galați aceste nave. Deci este locuri de muncă, înseamnă bani care rămân în România, înseamnă mai multe lucruri. Există o dispută publică între dumneavoastră și Ministrul Sănătății, care a spus că SMURD ar trebui să funcționeze în subordinea Ministerului Sănătății. Nu revin la această discuție. Da, au fost comentarii, am zis punctul meu de vedere,
eu rămân pe ideea că sistemul integrat este cel mai bine și, și asta ne pune la diferență cu multe alte țări. Bun, acum pentru oamenii care nu știu, funcționează în subordinea Ministerului de Interne. Nu, în coordonarea și avem două categorii de coordonare. Aș vrea să explicați exact cum funcționează. De când s-a înființat Departamentul pentru Situații de Urgență, rolul lui era să aducă toate serviciile de intervenție sub o umbrelă. Din 2012, da? Din 2014. Atunci a fost creat departamentul. Avem structura ale Ministerului de Interne, care sunt în coordonare totală a Departamentului pentru Situații de Urgență. Avem structuri ale altor instituții, ale Ministerului Sănătății, ale autorităților publice locale, care sunt în coordonare operațională a Departamentului pentru Situații de Urgență, care are responsabilitatea să se asigure că lucrurile sunt ok, că totul funcționează, că totul e pregătit pentru a interveni și la intervenție să asigure că lumea lucrează împreună, să asigure o coordonare integrată. Asta este rolul departamentului. La COVID, și chiar dacă, cum ziceți, după pandemie, lumea îl înjură pe doctorul Arafat, noi n-am făcut decât să ne facem treabă. Deci, în perioada COVID-ului, sistemul de urgență și-a dovedit eficiență. Și îmi place să spun exact acest lucru, pentru că asta l-am auzit și de la domnul președinte Iohannis, când a vorbit cu ocazia Zilei Pompierilor în 13 septembrie, sistemul integrat de urgență și-a dovedit eficiență. Faptul că funcționează. Avem un sistem funcțional în care entități, într-adevăr, din mai multe structuri sunt sub o coordonare unitară. Că e doctorul Arafat, că mâine e altcineva, important este că acest sistem permite o evoluție, o direcție comună pe sistemul de urgență. Toate aceste structuri, vrând nevrând, alcătuiesc un concept care este protecția civilă. Deci ele asigură intervențiile zi de zi, dar asigură și intervențiile la dezastre. Orice intervenție la dezastru, ai nevoie de IGSU, ai nevoie de aviație, de multe ori, ai nevoie de partea medicală de urgență și toate trebuie să lucreze împreună. Când pe un elicopter ai piloți de la Ministerul de Interne, medic și asistent de la UPU, sau cum zicem noi, UPU SMUR de la spital, deci deja sunt implicate mai multe instituții. Deci sunt integrat, e integrat acest sistem de urgență? E integrat prin lege. Pentru că domnul Rafila spunea UPU într-o parte... Nu vreau să intru pe comentarii ce zice unul sau altul. Sistemul este integrat prin lege. Ce dar comentează, de facto este integrat, de funcționează? De facto acum da. Pentru că legile că nu funcționează de fiecare. Nu. La noi a funcționat. L-ați văzut funcțional în timpul pandemiei. L-ați văzut funcțional la accidentele rutiere grave, la cazurile grave. L-ați văzut funcțional și funcționează. Și la nivel de dispecerate și tot. Ruperea va duce la disfuncționalități mult mai mari în sistem decât există acum. Pentru că nu e niciun sistem care e perfect. Dar orice sistem are disfuncționalitățile lui, dar aceste disfuncționalități poate să fie limitate, poate să fie foarte grave. Cu cât rup sistemul în bucăți, cu cât o să ai disfuncționalități mai mari. Criticii dumneavoastră ar spune că la colectiv n-a funcționat. Îmi pare foarte rău criticii mei să vină să-mi spună ce n-a funcționat la colectiv. Eu nu am nicio teamă să zic părerea mea și părerea mea am auzit-o zisă prima dată de către observatori din afara țării care sunt specializați în domeniu, nu controlori de corpuri de control care au venit și au făcut treaba, care erau juriști habarnici despre sistemul de urgență. Și aici mă refer când au venit de la corpul, atunci corpul de control al premierului și au făcut un control care au scris în control că intervenția era sub medie și am avut după asta o discuție cu cele trei domnișoare, doamne, care au făcut controlul. Explicați-mi ce înseamnă sub medie și cu cine ne-ați comparat. Când spui că o intervenție a fost sub medie, înseamnă că ai comparat-o cu o intervenție care este peste medie sau cu o intervenție care e media. Dacă există o intervenție care reprezintă media, înseamnă că au fost mai multe intervenții și avem un mod de calcul ce înseamnă media și cel care stabilește că o intervenție că este sub medie trebuie să înțeleagă mecanismele de intervenție. Noi am avut o discuție, am avut un coleg cu mine și era atunci ministrul de interne, domnul Toba, care nu le-a convenit raportul corpului de control al premierului pentru că l-a văzut ca un raport care nu era corect față de noi și care venea cu foarte multe chestii care erau lipsite de orice adevăr. Hai să luăm exemple. Cu intervenția sub medie. Când am întrebat care e media și cu ce ne-au comparat? Răspunsul următor a fost
Nu, că noi am evaluat. Atunci întrebarea mea a fost, atunci care e domeniul vostru de expertiză? Ce pregătire aveți? Nu, noi suntem juriste, noi suntem experte în control. N-ai cum să fii expert în control la toate. Nu poți să te duci să controlezi o intervenție la un dezastru cu multiple victime, tu juristă dintr-un birou, și să vii cu părerea că intervenția e sub medie. După care ne-au introdus un raport că noi am resuscitat într-un mod inadecvat sau impropriu pacienții pe Caldarâm. După au noi fost cu și niște imagini foarte puternice. Da, dar după noi cu 2-3 săptămâni când a fost Bataclan în Franța, unde resuscitau francezii victimele? Victimele nu se resuscitează la distanță decât dacă este un pericol imediat să pleci, că să nu pui viața salvatorului în pericol. În momentul în care victima e în stop cardiac, resuscitarea se începe imediat. Imediat. Pe un plan dur. Planul dur poate să fie Caldarâmul. Nu pot să-i duci. Unde să-i duc? La hotel? Unde să-i duc? Deci acolo se începe cu resuscitarea. Imaginile sunt dure, îmi pare rău. Ați văzut și în Coreea de Sud acum. Au avut ce au avut, unde resuscitau bolnavii. Nu numai populația, dar pompierii. Pe șosea, acolo unde i-au găsit. Deci să vii tu de la o structură de control habarnist în domeniu și să emiți păreri, este un lucru extrem de grav. Ce s-a întâmplat cu acel raport? A primit un contraraport din partea noastră cu un număr dublu de pagini care a explicat fiecare chestie de ce s-a făcut. Recunoaștem că putea să fie mai bine dacă aveam dispeceratele integrate. Am rezolvat-o după. Deci ce ambulanța s-a schimbat de atunci, în ultimii 7 ani? Multe. Deci s-au schimbat dispecerizarea. Dispecerizarea acum este una comună. Deci ambulanța cu pompierii, cu toată lumea, sunt în același loc la Cotroceni, un dispecerat care e făcut de Primăria București și unde funcționează. Noi înainte nu reușeam să-i aducem la un loc, pentru că unii refuzau să vină la un loc. După colectiv am trecut o listă de acțiuni care le-a aprobat guvernul și care deja în mare parte au fost realizate. Și o să venim la un moment cu o analiză pe ce s-a realizat și ce s-a realizat pe fiecare din aceste aspecte. Însă și că și proceduri s-au modificat unele lucruri, dar altele s-a dovedit că au fost foarte ok. Am învățat cum să lucrăm cu internaționalul. Au ieșit câteva personaje de la unele ONG-uri și cu anumite televiziuni și au început să ne atace că n-am dus bolnavii direct în străinătate. Să-mi explice cineva cum poți într-o țară să iei bolnavii direct. Adică ai 150 ceva de arși, să-i pui în avioane și să dai telefon. Franța, vin la voi, Germania, vin la voi. Noi, după discuții și după găsirea unor locuri în țările cum e Belgia, cum e Olanda, cum e, care ni l-au oferit, au trebuit să vină oameni de la ei să vadă bolnavii, că să-i aleagă. Să zică, îl iau pe ăla. Au venit din Germania, au venit din Belgia, care au luat bolnavii pentru Belgia, pentru Olanda. Am avut doi profesori din Franța care au venit. Au venit din diferite locuri. Din Marea Britanie a venit o doctoriță, doctoriță Pep, care a vizitat toți bolnavii și a ales un număr de bolnavi. Au venit din Norvegia, au ales să ia bolnavi. Norvegenii au ales 2 bolnavi, în final a ajuns unul acolo. Problema e că atunci ministrul sănătății de la acea vreme, Nicolae Bănicioi, a ieșit la televizor și a spus avem tot ce ne trebuie, deși era acum clar că și nu aveam. Asta eu tot. Nu vorbesc în numele nimănui, depinde cum o interpretezi, trebuie discutat cu dânsul ce a vrut să spună cu acest lucru. Niciodată, eu cel puțin pot să vă spun, și am auzit comentarii că noi am zis la medici să nu transfere, nu. Noi, de la început, Ce puteți să vedeți și este, cred că, pe internet. Eu, după ce s-a terminat intervenția la fața locului, când s-au scos ultimii, din păcate, decedați din interior, înainte să plec, am avut o declarație de presă. Și am zis în declarație de presă așa, avem 2 avioane de la Ministerul Apărării, 2 avioane de la SMURT puse la dispoziție să transferăm, dacă cer medicii acest lucru. De la început s-a pus. După care discuția a fost cu medicii din diferite spitale pentru cine să ceară transferul. Asta era în mâna lor.
Nici n-am stat de vorbă să mă duc la medici să-i spun dați-ne bolnavii sau nu ne dați bolnavii. Am auzit acuzații că Arafat i-a zis la medici să nu transfere. Să aducă medicul care eu am vorbit cu el și am zis să nu transfere bolnavii. Numai că transferul nu e peste noapte. Și acum. Mă gândesc că poate există reticență în sistemul medical. Asta este treaba celor care solicită. Că noi nu avem ce ne trebuie în țară. Nu. Eu cred că toată lumea își dădea seama de la început că este o situație care necesită evacuarea unui număr de bolnavi în alta parte. Eu cred că toată lumea se siza acest lucru. Dar și astăzi, dacă mi se spune avem un pacient să-l găsim loc că ars să-l ducem afară, chiar dacă avem protocoale perfectate cu Belgia, cu Germania, cu Austria, uneori durează și 24 și 48 de ore să-l găsesc loc. Nu-l găsesc loc în 2 ore. Rare ori, după ce trimitem mesajul că avem nevoie de loc, ni se spune avem loc imediat. Ni se spune stați să discutăm, să ne consultăm, pentru că și ei au numărul paturilor de arși limitat și nu pot să închidă toate paturile și să nu rămână cu nimica de rezervă dacă se întâmplă ceva la ei în țară. Așa că toate aceste acuzații, la rece, cu trecerea timpului, vor fi explicate. Adică cine... Au trecut 7 ani, cât să mai treacă? Încet, încet le explicăm, stați liniștit. Nu trebuie să treacă foarte mult ca să explicăm și noi ce am făcut și să vedem, să luăm din nou raportul corpului de control de atunci și să vedem tendențiozitățile din el, modul în care s-a scris, ce au scris în el, pe ce bază au scris aceste chestii. Deci, poate merită discutat cu cei care le-au scris. Poate că o să zică că cineva i-a spus neapărat să scrie așa sau să scrie așa. Nu știm asta. Dar ce au scris acolo, mult din el, nu era bazat pe fapte, nu era bazat pe realitate, era bazat pe impactul mediatic, impactul emoțional și faptul că cineva trebuia să dovedească că totul a mers prost. Nu, domnilor. În Belgia am fost ce am prezentat ce s-a întâmplat la invitația Universității Libere din Bruxelles. Și era și o jurnalistă din România care a pus o întrebare acolo și nu m-a lăsat profesorul să răspund eu. Și a răspuns el ei, pentru că a venit în același ton care eu l-am arătat cum am fost tratat public pe partea de intervenție. Nu vorbesc de spitale, de infecție, asta nu în competență DSU-ului sau a sistemului de urgență imediat. Dar profesorul i-a zis, doamnă, mă duc aminte foarte bine, profesorul se numește Van Trompon, este un specialist în medicina de dezastre la Universitatea de la Bruxelles și a zis, doamnă, dacă ar fi fost asta la noi, nu ne-am fi descurcat cum v-ați descurcat acolo în faza prespitalicească. El vorbea de partea de dezastre. E foarte mult. I-a zis, noi am mobilizat 64 de ambulanțe aproape, 63 de ambulanțe, am mobilizat personal, upurile, ordinul care s-a dat că bolnavii să se împrăștie pe toate upurile a salvat vieți. În afară primelor 26 de decese la fața locului și unul singur pe timpul transportului la Spitalul Universitar, în primele ore, în UPUR, n-au mai fost decese deloc. Au existat 88 de pacienți întubați, ventilați. 88 de pacienți care au trebuit întubați, ventilați, pus pe ventilatoare și toate astea. Nu se poate minimaliza tot ce s-a făcut pentru că unul sau doi sau trei, încă o dată, habarniști în domeniu, l-au comentat. Deci, ce s-a întâmplat după asta, dacă unii medici n-au vrut să transfere, dacă alți medici au avut reticență, dacă alții n-au luat o decizie corectă la un anumit moment, ce se întâmplă în astfel de situații, asta deja depășește competența și rolul DSU-ului. Ce pot să vă spun însă, am lucrat zi-noapte, nu s-a dormit, la mine în birou, cred că 3 zile cu 3 nopți s-a lucrat continuu. Am avut inclusiv pe fostul ministru al sănătății, domnul Voiculescu, voluntar la DSU, a lucrat cu noi și ne-a sprijinit foarte mult în relația cu Austria, știind și limba germană. Deci s-a lucrat, nu s-a stat pe loc. Am avut secretarul de stat de la sănătate cu mine întotdeauna la interne, domnul Sândesc, care este anestezist cunoscut și care am lucrat împreună ca să găsim soluții. Nimeni să nu creadă și să nu creadă pe cei care ne-au atacat și au mințit că noi ne-am spălat pe mâini și am stat și ne-am uitat la televizor. În niciun caz. E foarte multă emoție pe acest subiect. Normal, mai ales că iar subiectele cu emoții sunt subiectele care sunt exploatate cel mai mult și care au pe seamă lor cele mai multe
fake news-uri și povești și folclor, să spunem. Dacă le iei și le analizezi la rece, e posibil să vezi altceva. Deci asta e ideea. Cei mai mulți oameni mi-au comentat pe rețelele de socializare, știind că fac un interviu cu dumneavoastră, se împlinesc 7 ani și cea mai des întrebare scrisă acolo, știți care era? Întreabă-l dacă se simte vinovat. Deci eu dacă mă simțeam vinovat de ceva, poate că pleca. Deci asta o spun. Că am pus tot posibilul să lucrez și să fac toată treaba, că să mut bolnavii și ne-am luptat să mutăm bolnavii și să salvăm vieți, eu n-am de ce să mă simt vinovat, pentru că câteva personaje au îndreptat toate atacurile pe întreg sistemul de urgență. Da, au fost probleme pe partea de prevenire, dar și aici vreau să spun, legislația am început să o modificăm înaintea colectivului. Să nu creadă cineva pe oricine că legislația s-a modificat la presiunea colectivului. Hotărârea de guvern de aplicare a legislației a ieșit imediat după colectiv. Legislația pe prevenire, pe partea asta și pe impunerea unor reguli mai stricte, am început-o cu câteva luni înaintea colectivului și am reușit să modificăm legea. Așa că nimeni nu poate să ne zică că n-am fost atenți, că trebuie să îmbunătățim legislația în acest domeniu. Numai că asta toate se pierd când unele voci sunt puternice și vorbesc continuu pe social media și tot, iar din păcate am văzut acest aspect inclusiv în pandemie și tot. La mine e plin de mesaje de ură, de insultă, de tot, pentru că inclusiv în pandemie, mult, o parte din mass media, cel puțin, nu vorbim de toată lumea, au încercat să spună că toate deciziile luate sunt ale lui Arafat. Numai Arafat ia și decizii. Și cum se luau decizii? Comitetul Național pentru Situații unde de Urgență. O instituție fantomă. Nu e fantomă, este greșit. Băi, nu e adevărat. E fals. Nu e fals? Emilia Șercan a scris fals. După vreun an, cred nu că. Nu e adevărat. Comitetul componența lui este în legislație, este public. Jurnaliștii puteau să intre să găsească componența comitetului în legislație. Funcțiile lor, dar nu numele lor. Dar când vă spune ministrul de interne cine este? Cine era ministrul de interne? Când vă spune ministrul, vorbim de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, condus de premier, 3 vicepreședinți, unul este ministrul de interne, unul este ministrul dezvoltării, unul este șeful departamentului, cu membri, miniștri din toate ministerele care sunt implicate în situațiile de urgență, inclusiv ministrul sănătății, ministrul apărării, ministrul mediului, ministrul energiei, tot, și plus unele instituții, cum e ANSVSA-ul, cum e STS-ul, care fac parte din acest comitet. Și fiecare județ are comitet condus de prefect. Mai mult decât atât, ce să fie clar, e în lege. Și cine este binevoitor să caute, găsește. Cine vrea să spună că n-am găsit, că să dea într-o persoană și să zică că toate deciziile le-a luat Arafat, hai să vorbim serios. Credeți că doctorul Arafat singur sau oricine ar fi fost, putea o persoană singură care este secretar de stat să ia toate deciziile fără aprobări, fără acorduri, fără nimic? Este imposibil în sistemul românesc. Dar a mai fost o teorie că dumneavoastră v-ați asumat ceea ce politicienii n-au vrut de nu, fapt. Eu ca șef al DSU-ului mi-am asumat rolul meu corect. Și asta deci o spun. N-aveți regrete cu ce s-a întâmplat nu, în nu, pandemie? Nu puteam să stau la o parte. Este normal că șef al departamentului pentru situații de urgență, care are, cum se spune, conform hotărârii 577 sau 557, comanda acțiunii, eu sunt obligat să-mi fac treabă. Eu sunt obligat să ies să explic, să folosim toate mijloacele posibile și să coordonez și să iau decizii și să semnez ordine. Dar una este partea operațională, alta sunt deciziile strategice care se luau în consens în cadrul Comitetului Național. S-a întâmplat ca dumneavoastră ca medic să propuneți ceva și politicienii să decidă altfel? S-a întâmplat să avem discuții pe anumite teme ca să găsim soluția cea mai bună. Pentru că pe linie medicală, dacă discuteai cu unii colegi medici, de multe ori dorința era una de o parte maximală, să zicem. Radicală. Pe partea cealaltă se uita lumea la toate celelalte implicații și eu zic că România, cu măsurile care le-a implementat, a fost dintre țările care au avut dintre cele mai logice abordări și mult mai puțin cu impact decât unele țări europene care au avut lockdown-uri repetate
și foarte, foarte stricte. Deci noi totuși am fost un pic mai cu codurile, cu codul verde, galben, portocaliu, roșu. Deci toate astea cu intrarea pe zone locale, cu carantinarea unor zone care erau cu incidența mare, fără să afectăm zonele celelalte, asta a fost mult mai simplu. Singurul moment în care, într-adevăr, am luat o decizie și am semnat, și aici m-am consultat, să nu creadă cineva că asta a fost o decizie fără o consultare, dar m-am consultat, dar în final mi-am asumat-o, era când la Timișoara s-a hotărât să nu continue carantinarea încă o săptămână și am considerat că acest lucru pune în pericol tot ce s-a câștigat în două săptămâni, că s-a început să se vadă impactul, și atunci am hotărât printr-un articol al legii care îmi permitea acest lucru 3 zile în plus să prelungesc, pentru a permite Comitetului Județean să mai discute încă o dată. După ce au discutat încă o dată, au prelungit încă o săptămână sau 10 zile, nu mă aduc aminte cât. Deci, aceste 3 zile au fost între a relaxa totul din nou și din nou să vedem că urcăm, sau a opri o voință undeva care era mai mult politică de a relaxa măsurile, când lumea medicală în ședință toate urla, toți, ATI-ul, infecțioasele, toți, oameni buni, nu mai avem loc în spitale, nu mai putem să facem față, nu mai putem să ne descurcăm, trebuie să controlăm situația. Totul era corelat cu impactul pe sectorul sanitar. Diferența mare, și asta trebuie să o spunem, valul 4 și ce a urmat după valul 4, valul 4 ce a fost la sfârșitul anului trecut, care a fost cel mai devastator, diferența este că unul era pe varianta Delta, care era extrem de agresivă și care ducea bolnavii la terapie intensivă și ucidea, celelalte au venit pe varianta Omicron, care avea impact mult mai mic din punct de vedere al gravității, al patogenității. Dar mult mai mare numeric. Dar mult mai mare numeric. Și atunci impactul pe terapie intensivă a scăzut. La valul 4, oameni buni, am ajuns să trimitem peste 100 de pacienți în afara țării. Deci România a făcut eforturi majore ca să salvăm cât mai mulți. Cu tot asta, 20.500 și ceva de decese în 2 luni de zile. Imens. Și să-mi zică cineva că nu putea să fie prevenit. Din nou, repet cifra, 80-90% din decese erau nevaccinați, 80-90% din pacienții în terapie intensivă erau nevaccinați. Au ascultat rețelele de socializare, au ascultat teoriile de conspirație, au ascultat experții declarați sau autodeclarați la diferite dezbateri și nu au ascultat medicii. Deci acum, dacă ar fi, le-ați recomanda oamenilor să se vaccineze din nou, și o să vă rog să-mi răspundeți după o pauză de publicitate. Ne întoarcem. Ne-am întors, așadar, domnule Arafat, vă întrebam dacă le-ați recomanda oamenilor din nou să se vaccineze după tot scandalul. Eu. Da. Eu o să mă vaccinez pentru gripă sezonieră și o să mă vaccinez și pentru COVID, mai ales dacă vom vedea că avem vaccinul. Ar fi a patra, dar eu aștept vaccinul cu nouă variantă, adică care include și varianta Omicron. Dar o să mă vaccinez și cu una și cu alta. Și este deja sezonul gripei sezoniere și asta o fac în fiecare an. Asta fac eu. Acum fiecare să decidă pentru el. Părerea mea este că vaccinurile în continuare, chiar dacă te îmbolnăvești, varianta este mult mai ușoară decât dacă faci boală fără vaccin. Asta este cel mai important lucru și pot să-ți salveze viața în sensul în care să nu ajungi într-o stare gravă, să ajungi în terapie intensivă și să-ți pierzi viața. La începutul anilor 2012, românii au ieșit în stradă să vă susțină împotriva președintelui de atunci, Traian Băsescu. 10 ani mai târziu au fost meetinguri împotriva lui Arafat în Piața Victoriei. Cum e trecerea aceasta de la erou la antierou? Să știți că sunt două aspecte aici. În primul rând, ei în 2012, când au ieșit pentru o idee, pentru că să nu uităm că tentativa era liberalizarea și privatizarea sistemului sanitar, care includea și sistemul de urgență. Liberalizau sistemul de urgență la privat. Aici s-a simțit pericol pe sistem și tot. Acum, acolo a fost o acțiune spontană în care au ieșit oameni din casele lor și asta.
ce s-a întâmplat în timpul COVID-ului. Au mai fost orchestrate, au mai fost aranjate, au mai venit anumite formațiuni, au mai venit oameni care aparțin anumitor organizații. Este total altceva. Asta nu înseamnă că mă bucur de aceeași încredere, pentru că au avut grijă mulți că să dărâme din această încredere doar prin emisiuni. Am fost la o conferință invitat și care a produs ecouri în țară, la Bruxelles, pe dezinformare. Eu pot să vă spun că nu s-a exagerat că lumea râdea de unii, dar nu pentru ce am zis eu. Ei râdeau de ei pentru ce au zis ei, pentru că am folosit materialul clientului. Eu am mers cu materialele lor. Doar am explicat ce se întâmpla. Adică ați dat materiale de la emisiuni exact, televizate, da? Exact. Păi da, dar la unele televizori dumneavoastră erați invitat înainte de a fi demonizat acolo. Exact. Și mergeați în emisiuni. Dar eu n-am făcut decât să traduc în engleză ce ziceau. Pentru asta râdea sală. Când auzi cineva care încurajează medicii să vaccineze la chiuvetă, deschis, și cineva care n-are nimică cu medicina. Când auzi altcineva, când zice un jurnalist pe bună dreptate, când zice că 90% din bolnavii în ATI sunt nevaccinați, 90% din bolnavii decedați sunt nevaccinați, era domnul Mirel Curia zicea asta, dacă mă duc aminte bine, era cineva în studio care zicea, nu e adevărat, nu e corect. Și noi de la departament am montat un film și am explicat că omul avea dreptate în ce zicea și am dat cifrele de atunci. Erau 88% din bolnavi în ATI nevaccinați și erau 90%, din bolnavi decedați nevaccinați. Și atunci acest lucru l-am arătat afară, pentru că eu am fost rugat de cei care m-au invitat acum un an încă să vorbesc despre două chestii. Impactul rețelelor de socializare, mass media, mainstream media, cum se spune, pe pandemie, din punctul meu de vedere, și doi, nu din punctul guvernului de vedere. Atenție, că am auzit unii care ziceau că ministrul nu l-a dat mandat să vorbească acolo, erau invitat doctorul Arafat să vorbească despre un aspect, că și omul care a avut o responsabilitate de coordonare, dar au insistat mult să vorbesc despre ce mi s-a făcut în mod deosebit mie ca persoană, pentru că lumea a văzut. Să nu creadă lumea că în Europa nu a fost urmărit tot ce s-a făcut aici. Eu am închis toate prezentarea cu o chestie al domnului Cristoiu, dar am pus filmul și am pus ce zicea, în care zicea că eu niciodată în viața mea n-am dat o injecție, că sunt un felcer, care n-a făcut nimic în viața lui, care... Dar deci, care era relația dumneavoastră cu domnul Cristoiu înainte de pandemie? Nici bună, nici rea. Eu l-am dat odată și la Consiliul de Combatere a Discriminării și a fost amendat pentru anumite comentarii a lui înainte. Dar asta e alt aspect. Aspectul este, ați vorbit de așa zisul character assassination. Deci exact asta s-a făcut. Doi ani în continuu aveau numele meu și dădeau în mine de dimineață până seara cu minciuni. Deci asta a fost și atribuiau mie anumite chestii care să crească sentimentul de ură în rândul populației. Efectul, mesaje de ură la mine pe Messenger, l-am închis, mesaje de ură veneau pe WhatsApp, veneau pe SMS și uneori erau corelate cu emisiunile, adică după emisiune curgeau mesajele. Dar pe stradă v-a reproșat cineva, v-a agresat cineva? O singură dată. Dar mult mai mult am avut pe stradă reacții foarte pozitive. De asta vă spun, diferență, să nu combinăm omul de rând simplu, care nu iese să vorbească și care știe mai multe, poate, și ăia care se organizează că să arate un lucru. O singură dată am avut cineva care mi-a făcut un semn în stradă din mașină că nu e bine ce am făcut și zeci de oameni, dacă nu mai mult, care când circul în stradă vorbesc cu mine, îmi spun mulțumim pentru ce ai făcut și așa mai departe. Și eu circul, eu nu sunt omul care să se ascundă în mașină sau asta. Eu circul, eu mă duc, umblu și asta, nu am nicio problemă aici. Și într-adevăr, am închis totul cu unul din mesajele de amenințare cu moarte în prezentarea acolo, pentru că aceste mesaje de amenințare au fost rezultatul mesajelor de ură care erau
comunicate zilnic, 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 săptămâni de zile, luni de zile. Și să nu uităm chestii de pe crawler. Eu când m-am uitat ce mi-au scos colegii de pe internet, eu nu urmăream aceste chestii. Să nu creadă cineva că stăteam la televizor să urmăresc. Deci eu m-am îngrozit la ce au putut să facă. Comandourile lui Arafat, clica lui Arafat, nu știu cine. Una din televiziuni, asta erau continuu ore în șir. Deci asta este character assassination. Asta este exact ce ziceați înainte și care e o chestie descrisă chiar în lumea mediei și în lumea comunicării. Deci se știe de acest lucru, se face studiat și calculat bine chiar. Domnule Arafat, suntem aproape de final. Aș vrea să vă citesc o declarație a lui Ludovic Orban, care a fost aici la Insider Politic și a spus așa: Iohannis mi-a cerut să-l demit pe Arafat. Am refuzat. În ce relație sunteți dumneavoastră cu președintele Klaus Iohannis? Foarte bun. Cu domnul președinte n-am absolut nicio problemă și chiar am colaborat. V-a reproșat bine la un moment dat ceva în timpul mandatului său, se împlinesc 8 nu, ani? Nu, de când lucrăm împreună, mai ales pe pandemie, că înainte contactul era mai asta. De când lucrăm și am lucrat mai intens pe pandemie și tot, pot să vă spun că colaborarea a fost una excelentă și părerea mea, pe perioadă stării de urgență, dânsul ne-a dus pe toți la o masă în care am luat decizii foarte corecte în perioada respectivă. Eu mă duc aminte de discuțiile care le-am avut când toată lumea știa că mergem acolo. Nu erau ședințe secrete și dânsul ieșea și cu declarații după. Deci aceste discuții la care erau invitați și experți și miniștri și tot, întotdeauna au avut un impact pozitiv pe partea de coordonare. Și fiecare dintre noi știa după asta pe unde merge, cam ce are de făcut pe domeniul lui, dar era un consens. Deci stăteam în jurul mesei și discutam și prezentam fiecare punctul de vedere, ajungeam la concluzii și știam că de aici mergem mai departe, de exemplu, pe calea respectivă. Aceste consultări au însemnat foarte mult la început, pentru că în starea de urgență oricum este declarată de, adică la nivelul președinției și președintele are rol. Dar și după stării de urgență am avut o colaborare și o coordonare foarte bună împreună cu instituția prezidențială. Într-un minut, ce le spuneți românilor speriați de cutremur? În primul rând, să intre pe fipregătit.ro să vadă ce recomandăm, înainte, în timp și după. Să intre, să aibă aplicația DSU descărcată, mai ales acum va ieși varianta nouă și cei de pe Apple Store nu pot să o descarce acum, dar în câteva săptămâni va putea fi redescărcată în varianta ei nouă și acolo pot să primească și mai multe informații. Și pot să intre pe foarte multe recomandări cum să te ajuți, cum să te salvezi în timpul unei situații cum ar fi un cutremur, cum să ajuți vecinii și așa mai departe. Deci asta este încă un aspect. După care, cel mai important lucru este nu panică și să lase la o parte toate teoriile de conspirație și orice poate să fie răspândit pe rețelele de socializare sau chiar uneori pe unele televiziuni, să lase fără să-l creadă până nu-l verifică. Sau când vede oficial acest lucru transmis de către un purtător de cuvânt, o persoană oficială. Riscăm foarte mult într-o perioadă de catastrofă că în rețelele de socializare să pornească o știre falsă, cum astăzi a pornit chestia că noi am fi dat un mesaj alert care cu tremurul care a fost confidat, mesajul alert care n-a ajuns la toată lumea, noi n-am dat mesaj. Au fost, doar unii de pe Android care au telefoane Android. Exact, care e altă chestie cu Google, însă asta a fost preluat de unele televiziuni și a trebuit după asta demontat totul. Așa că oamenii să fie foarte atenți de unde preiau informațiile, pentru că cu asta ei pot să să ajungă să facă lucruri care nu sunt chiar corecte, să nu fie recomandate, să fie în detrimentul lor. Deci, de aici, rugămintea mea către toți, de la început, când apare o situație gravă, prima dată vezi ce spun site-urile oficiale, după care citește ce vrei și analizează, dar vezi ce recomandă partea oficială. Asta e cel mai important. Domnule Arafat, am ars la final, nu putem să terminăm fără ultima rubrică, una din două. Vă ofer două variante de răspuns, alegeți. Religie sau știință? Știință. Ceai sau cafea? Eu sunt omul ceaiului mai mult. Medic sau ministru? Sunt medic în primul rând și îmi fac treaba mea de secretar de stat, dar nu pot
să neg că sunt medic în primul rând. Aspirină sau paracetamol? Aici în medicină nu contează, depinde pentru ce. Păi aspirina are indicațiile ei, paracetamolul are indicațiile lui. Pe partea de prevenție la infarct, mai mult merge aspirina în anumite doze și cu consultarea medicului. La durere, amândouă merg, așa, dar fiecare cu contraindicațiile ei. Vedeți, ați întrebat un medic, nu eu sunt. Familie sau carieră? La mine a fost carieră. Pizza sau paste? Pizza. Rusia sau America? America. Lasă că merge așa sau fă-te frate cu dracul până treci puntea? Nici una, nici alta. Fă-ți treabă și nu merge nici așa și trebuie să treci puntea, nu neapărat că să fii frate cu dracul, mai degrabă să găsești argumentele și să treci. Dar în niciun caz lasă că merge așa. Lasă că merge așa, nu merge. La mine, cel puțin, nu este o opțiune. Muzică clasică sau muzică rock? Clasică. Ultima întrebare, București sau Damasc? București. În Damasc v-ați născut, tocmai de asta am doar m-am acest... născut, n-am trăit acolo, am sentimentele mele pentru Damasc, mama mea era de acolo, familia era de acolo, dar eu acum trăiesc în București, în România mai degrabă, că dacă mă întrebați București sau Târgu Mureș, sigur vă ziceam Târgu Mureș, să știți. Pentru Târgu Mureș, că acolo deci am amintirile de a porni ceva și sentimentele foarte pozitive. Din păcate, în București, chiar dacă am reușit să fac mult mai mult și să am un impact pe plan național împreună cu colegii mei, cu ce facem, Bucureștiul a mai lăsat și foarte mult gust amar la modul în care unii au tratat pe cei care își fac treabă și nu este ok. Domnule Arafat, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Prima TV. Mulțumesc. Am ajuns la final. După pauză, scriitorul Mircea Dinescu povestește cum un tablou din România a perturbat liniștea din familia dictatorului Tito. Revenim. Bun găsit din nou! România a fost invitată la Târgul de Carte de la Belgrad. Printre oaspeții de onoare s-a numărat și scriitorul Mircea Dinescu, invitatul meu de astăzi. Bine ați venit, domnule Dinescu! Salut! Cum a fost la Belgrad? N-ați mai fost de 40 de ani, cred. Nu de 40 de ani. Acum am fost după 90. Ați mai fost odată. Mi-ați povestit că v-ați plimbat cu Emil Brumaru prin Belgrad la un moment dat. Da, nu, cu Emil Brumaru m-am plimbat acum 50 de ani. 50 de ani. Și că noi vorbim de 50 de ani așa cu aerul unor adolescenți care... De fapt e o viață. E o viață, două vieți. Nu, deci prima dată am fost cu Emil Brumaru la Belgrad. Tot la un festival de poezie sau... La un festival de la Chialasos. Da, la Struga. Și... încă nu eram prieten, abia ne cunoscusem, știi, eu îl iubeam foarte tare și el pre mine, ca să zic așa, fiindcă noi eram cei doi poeți care, după Nikita Stănescu, au început să scrie poezie clasică. Până la noi, toți scriau la Nikita Stănescu. Mă doare urechea stângă de pe umărul drept, foaie verde de albastru, în fine, chestii de-astea așa mai... Ori și Emil Brumaru și eu am venit cu poezie clasică. Eu cu Sunt tânăr, doamnă, vinul mă știe pe doros și ochiul sclav în cară, fecioarele prin sânge, cum aș putea întoarce copilul care am fost când carnea mi-nflorește și doar uitarea plânge. Sunt tânăr, doamnă, tânăr, cu spatele frumos și vreau drept lapte din sfârcuri de cometă să-mi crească cerul în suflet și stelele în os și să dezmin zăpada pierdut în pirouetă. În fine, Emil Brumaru avea cântece de amor, așa ușor concupiscente și suave în același timp. În fine, cert e că ne-am întâlnit la București să mergem la Struga și pe vremea aia nu fusesem în nicio țară străină, a fost prima țară în care am fost, a fost Iugoslavia. Și seara Emil avea ceva mai mulți bani decât mine, ce mai să mergem la Capșa, știi? Și am mers la Capșa și acolo eu aveam plete, pe vremea eram băiat frumos, așa, și era o doamnă tinerică, de altfel, așa, foarte ciudată, așa, și apetisantă, dar și... Și eu m-am uitat puțin la ea, s-a uitat la mine, nu știu la ce. La o masă sau chelneriță? La altă, nu, la o masă mânca, știi? Și era trapezistă la Circul de Stat. Am scris o poezie. Acum, pare, recent. Recent, acum, da. acum vreo două luni am scris. Balada trapezistei de la Capșa. De la Capșa.
Nu știu dacă mi-amintesc, de obicei bătrânii își amintesc lucrurile din copilărie mai mult decât cele recente, nu știu dacă știi asta. Dar cine e bătrân aici? Tu! Nu, dar la bătrâneți, într-adevăr, funcționează chestia, am observat și eu. Deci păstrați memoria de copil. Începea așa chestia, eram la Capșa cu Emil Brumaru și chelnerul a venit să ne anunțe că în parcare ne așteaptă carul Dora de păioase și grăunțe. Era talentul nostru de rezervă, ce nu putea intra și el în hol. Capșa era pe atunci o conservă cu literații în sos de turnesol. Nikita, din născare fiind astru, stătea cu juna crepcă în spital. Scrisese foaie verde de albastru, ușor rănit de roșul vertical. Aici e o aluzie la poezia cu tentă comunistă pe care, da, pe care o scrisese el, da. În fine. Și urmează chestia asta cu, în care povestesc, de fapt, e o poezie în care povestesc toată întâmplarea asta cu trapezista. Și cum s-a sfârșit această întâmplare? Cum? Cum s-a sfârșit? Vreți să spun ce a urmat cu mine, da, cu trapezista? Noi plecam, nu s-a sfârșit cu nimic, în seara aia noi trebuia să plecăm la Belgrad. Ne-a condus la gară, printre altele. A ieșit o soi de amor, așa? Nu? A ieșit ceva. Cert e că am ajuns în Serbia și acolo am fost șocat ce am văzut, știi? Atunci am avut șocul Occidentului. Magazinele erau plini de chestii, cafenelele... Deși Belgia nu era chiar Occidentul ăla visat de români. Bă, arăta ca Occidentul ăla visat de român, trebuie să spun. Arăta Viena în 74, când România a început, după Ceaușescu, după ce s-a întors din Corea, a început cu chestiile alea, ușurel, în fine. Și o luam deja la vale cu... Da, Serbia era ceva... ăștia aveau pașapoartele la ei, scriitorii sârbi, ceea ce nu se întâmpla cu noi, care până în 89 niciun român nu putea să aibă pașaportul la el în buzunar. Era la miliție. Sfânta miliție, te duceai, făceai o cerere și îți dădea sau nu pașaport. În fine, după ce băieții de la SECU vedeau despre ce e vorba. Cert e că am ajuns cu Brumaru la Struga și acolo am avut revelația bunăstării acelei țări, că să trăia bine în Serbia, știi? În Iugoslavia la ora aia. Păpajii ăștia de la Struga erau un butoi de 800 de chile cu vin. Și oricine se ducea, pac, pac, și îți luai paharul cu vin, știi? Noi eram și fără bani. Gratis? Eram gratis, era de gratis. Era dărui de, mă rog, autorităților locale, poeților, știi? Era absolut, era cel mai mare festival, culmea era. Eu mai fost după aia la multe festivaluri în Occident, în Germania, dar un festival de forța celui de la Struga n-am mai întâlnit, știi? Bine, după aia s-a dus, dacă de la butoiul ăla am povestit în discursul meu, după 20 de ani... O să-l dăm imediat. Am văzut un butoiaș mic de 3 litri pe o masă în amintirea acelui butoi, știi? Și m-am amintit de versurile lui Carl Sandburg, au dispărut bizonii, au dispărut și cei ce au văzut bizonii. A dispărut marele butoi, a dispărut și cei ce băuseră marea parte din ei, inclusiv Brumaru săracu s-a dus în căutarea marelui Poloboc. Haideți să vedem discursul dumneavoastră. Dar n-am postit eu la o întâlnire cu tine chestia, cred că am mai postit cum am luat din cutia Milei niște bani. Atunci, cu Brumaru atunci erați la, atunci, la Belgrad. Noi România nu dădea niciun ban. Fiindcă ea scriau că te dau mâncare și dormit, știi? Și atunci nu exista să-ți dea niște bănuți, să ai și tu de o bere sau de așa. Și ne-am trezit la biserica Naum, Sfântul Naum, o biserică celebră, așa, și arhitectonii, și mă rog, era un reper așa pentru cultura lor ortodoxă. Și la un moment dat am văzut ceva ce n-am mai întâlnit de atunci nicio țară și nici o cutie a Milei, care erau o grămadă uriașă de bani, de câte 100, de câte 1000 de dăștia sârbești, pentru că în general sunt cam zgârcite ăștia care dau la cutie. Pui un leu acolo, 5 lei, da. Umblă ăia și în Occident, catolicii, bagă acolo mărunții, știi? Bă, aici erau numai hârtii de aia. Bă, și bă, Emile, fii atent. Noi n-avem niciun bani, suntem sărmani. Cutia Milei e pentru oameni sărmani, zic.
Dumnezeu ne înțelege că eu mă duc și iau o mână de bani de ea. Ține tu de 6 să ne vadă vreun, că Dumnezeu ne vede, dar Dumnezeu ne iartă, că El înțelege situația. Și el a ținut de 6 și m-am dus până la cutia aia mine, am luat o mână, am mărturisit, păcatului e pe jumătate iertat. Și m-am gândit în buzunar. Seara ne-am dus la un restaurant super, eu făceam cinste, el făcuse în România, am făcut eu acolo. Adică ați făcut cinste pe banii sârbilor. El s-a plâng, băi, ce-am făcut, băi, fura de cutia. Bă, stai puțin. Eu nu, eu am, pe mine Dumnezeu m-a iertat că eu m-am închinat înainte să iau și a zis mulțumesc, Doamne, și am băgat. Tu ești ăla păcătosul că ai ținut de 6, știi? Așa că, în fine. Dăm arcul timpului înapoi și ajungem în zilele noastre la festivalul de la Belgrad, la Târgul de Carte, unde dumneavoastră a susținut un discurs. Haideți să-l auzim, și după aia discutăm. Cum să murim? Istoria a fost destul de parșivă cu Serbia. Nu și-a cules polenul poveștilor doar de pe florile pictate cu sânge de pe câmpia Mierlei, ci a băzit 600 de ani mai târziu și deasupra unui crâng frumos colorat al marelui pictor român Ion Andreescu, tablou dăruit de Nicolae Ceaușescu mareșalului Iosif Broz Tito la inaugurarea hidrocentralei de la Porțile de Fier. Șocat de frumusețea peisajului, președintele Iugoslaviei a ordonat să se atârne tabloul de chiar pe peretele din spatele biroului său, neștiind ce dramă va provoca acea capodoperă. Bătrânul critic de artă Radu Bogdan, care se ocupa la acea vreme de albumul operelor complete ale lui Ion Andreescu, a tot dat târcoale ambasadei Iugoslaviei din București, solicitând să-i se permită fotografierea tabloului cu pricina. Fericit că a obținut aprobarea, a aterizat la Belgrad împreună cu un fotograf și însoțit de doi ofițeri din garda prezidențială, a descins în cabinetul lui Iosif Broz Tito. Când au dat jos tabloul de pe perete, securiștii au rămas paralizați. În spatele ramei au descoperit un mic mecanism de interceptare. Vinovată de altoirea microfonului sârbesc pe un crâng românesc, s-a dovedit a fi chiar Iovanca, ambițioasa tovarășe de viață a mareșalului, care a căzut definitiv în disgrație. O altă dramă, legată de relațiile sârbo-române, se petrecuse cu 100 de ani în urmă în palatul lui Cuza Vodă, întemeietorul micii românii. La acea dată, nu un tablou, ci prințesa Maria Obrenovici, pe care principele Cuza o admira ca pe o operă de artă, a provocat un cutremur politic. Prins în flagrant cu o prințesă străină sub plapumă, de către proprii săi ofițeri, Cuza a fost nevoit să abdice sub amenințarea armelor. Feodor Dostoevski afirmase că frumusețea va salva lumea. Pe Cuza, frumusețea sărbaicei nu l-a salvat, ci l-a scos din istorie. Să nu ne batezăm prea tare și să vedem în ce măsură vinul ne-ar putea vorbi despre căderea în păcat a istoriei însăși. La începutul anilor 70, am fost invitat împreună cu poetul Emil Brumaru la celebrul festival de poezie de la Struga. Pe atunci, Iugoslavia era cu 100 de ani înaintea României, unde alimentele începuseră să se vândă pe cartelă, iar lumina se stingea în toată țara la ora 9 seara, metodă ceaușistă de economisire a energiei, pe care Bruxelles-ul ne obligă azi să o punem în aplicare ca pe un tardiv omagiu adus fostului dictator. La Belgrad am trăit șocul Occidentului. Piețele explodau de atâtea bunătățuri, cafenelele aveau librării la parter, strada mitologică Scandalia cu roiurile de lăutar și cârciumile ce rămâneau deschise până după miezul nopții ne-au dat gata, fiindcă în București cinematografele și restaurantele își puneau lacătele la ora 21, iar singura televiziune, parțial coloră, funcționa doar între orele 19 și 21, o oră în culori, cu vizitele de lucru ale tovarășului și o oră alb-negru cu realizările socialismului multilateral dezvoltat. Șocul cel mare al celor doi poezi români a fost la sosirea la Struga, când, pe pajiștea unde avea loc recitalul poeților, un butoi pântecos de vreo 800 de litri de vin
trona ca un simbol al bunăstării și al dragostei de poezie. După 40 de ani, invitat la același festival de la Struga, am fost șocat văzând un butoiaș artizanal și pirpiriu de 3 litri care zăcea pe o măsuță în amintirea marelui Poloboc de odinioară. Atunci m-am gândit la versurile lui Carl Sandburg: au murit bizonii, au murit și cei ce au văzut bizonii, fiindcă între timp murise și marele butoi și dispăruseră mare parte din poeții care gustaseră din vinul său. Societatea de consum dădea semne că se metamorfozează într-o societate de abținere. Dacă o operă de artă a provocat o dramă în familia lui Iosif Broz Tito, dacă o prințesă sârboaică a fracturat cu inconștiență destinul politic al principelui român, un geolog, ajuns la o cotitură a istoriei, președinte a României, a provocat cel mai rușinos act din istoria relațiilor româno-sârbești, îngăduind avioanelor militare americane să folosească aeroportul de la Timișoara spre a bombarda podurile și televiziunea din capitala unei țări europene, care a avut atunci neșansa de a fi condusă de un președinte incorrect politic. În acele zile am publicat în ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung un articol intitulat Musca de pe pod, în care explicam că dacă ți s-a pus pata pe o muscă și vrei să o prinzi, e o crimă să bombardezi podurile unui oraș, fiindcă musca bâzie în preajma lor. Și fiindcă la finalul dizertației mele despre relațiile istoriei sârbe cu arta, cu vinul, cu dragostea și cu moartea, mi-am amintit că sunt poet, am să vă recit o poezie scrisă în aceste vremuri de ciumă și de război. Cum să nu murim? Mihai Eminescu a învățat să moară nu în celebru azil de nebuni, ci când a presimțit că va ajunge nume de cofetărie în orășelele de provincie românești, în urma lui Mozart, care s-a jucat de-a bați ascunselea în cimitirul săracilor din Salzburg, până ce negustorii de zaharicale, plictisit să-l mai caute, i-au îngrobat numele în micile lor morminte de ciocolată. Astăzi, politicienii lumii ne învață cum să nu murim, dezvelindu-și fără pic de pudoare brațele la televizor să se vaccineze cu balele liliacului de peșteră chinezesc, brațul de fecioară al lui Benjamin Netanyahu, brațul molate ca bumbacul sudist al bătrânului Joe Biden, brațul de tăietor de lemne al lui Klaus Iohannis. Sărmanii de ei, n-au înțeles că moartea e o afacere strict personală, că moartea ne aparține de drept, că ei ne pot lua viața, nu și moartea. Mersi. Ne-am întors, domnule Dinescu? Ne-am întors. Ne întoarcem tot timpul. Mi-a plăcut discursul dumneavoastră. Cum? Mi-a plăcut discursul dumneavoastră, chiar vă întrebam în timp ce a fost difuzat. E pentru un discurs oficial, probabil, și a închipuit că eu o să vin cu un discurs ăsta. Stimați, domne, prietenia română-sârbă. Ați avut multe trimiteri istorice acolo. De unde știți toate acele povești? Povestea cu tabloul este absolut reală și într-adevăr a provocat o mare dramă că Iosif Broz Tito și-a arestat nu numai nevasta, ci și șeful serviciilor secrete și altcâțiva. A schimbat toată securitatea lui. Pentru că ăștia îl înregistrau să afle ce vorbește în particular, Iovanca să pregătea să ia ea puterea împreună cu ăla cu care era la securitatea Serbiei, a Iugoslaviei. Și atunci eu știu povestea de la povestea de la Andrei Pleșu, care era prieten cu bătrânul critic, care era îngrozit de ce... Cu Radu Bogdan. Cu Radu Bogdan, da. Era un om mai în vârstă, nu mai trăiește. Și o știu de pe vremea comunismului. Dar culmea e că nici sârbii nu știau. Fiindcă au venit foarte mult la mine după ce am să mă felici. Domnule, nu știam asta, de ce a căzut Iovanca. Că ea n-au spus la televizor. Că, domnule, știți, a băgat un microfon în cabinetul președintelui nostru. Da. Asta e povestea. Povești adevărate, am spus eu, știi? Cum a fost primit acest discurs al dumneavoastră? Deci a fost dat, eu n-am știut, că nu m-am uitat la televizor, dar după ce m-am ajuns acasă,
cineva care are o prietenă în Serbia mi-a spus, băi, m-a sunat de acolo și că a fost prima știre la toate televiziunile sârbești, s-a dat discursul, știi? Mai puțin discursurile oficiale, care... Așa. În fine. Ați, bine, ați era și un clasa discurs politică patetic puțin și dramatic și avea toate mirodeniile, ca să zic așa. Care era atmosfera acolo, la Târgu de Carte? Mă, atmosfera era... nu mai avea nicio legătură cu ce au fost pe vremuri. Sârbii au avut o chestie incredibil. Bine, toate țările au omorât, de fapt. Au redus banii de la cultură și au mărit la armament și la alte chestii. Și atunci e o mare tristețe, știi? Pentru că pe mine m-a șocat în tinerețe chestia asta... lumea din librării, erau librăriile pline de oameni și erau cafenele sus, timp ce la noi, bine, acolo am greșit ora, că era până la ora 22, era între, nu era chiar la 9, era la 10, că cineva mi-a reproșat, domnule, tot și era la ora 10. Păi, bă, nenorociților, cum e posibil să se închidă lumina, televiziunea și muzica și, bine, nu era nici muzică, bă, la ora 10 în toată România. Era ceva sinistru, știi? În vreme ce la era chiar o chestie incredibilă, știi, la atmosfera. Cârciumele lor erau, și acum, cârciumele și-au păstrat încă, e o stradă, Scadarlia, sunt vreo 20 de cârciumi în una în alta și cântă câte 10-15 de ăștia din mandoline, cântă ce vechi, sârbești, de asta e superb locul. Da, dar nu mai e perioada aia, Adam Puzlăuși, care trebuia să vină la târg, de mare exemplu, traducător al mare traducător, că el a lansat pe Nichita acolo, era în spital, se operase și el de, ca și Eugen Simion. Mai trăia când am fost, am vorbit cu el, voia să mă la spital, n-am mai, el voia să iasă din spital cu alea, branulele, după el, să, n-a putut. Dar cum l-a descoperit el pe Nichita Stănescu? A fost, anii au fost totuși anii cei mai buni din istoria comunismului. Anii 66-71, până a dat Neanicu astea din iunie, tezele din iunie. Când Marin Preda a spus că dacă va veni, se va întoarce stalinismul în România, el se va sinucide, a spus, știi? I-a spus lui Ceaușescu. Pentru că aia a însemnat și sinuciderea politică a lui Ceaușescu, când a început marea chestie cu el, așa, a devenit părintele nației și reperul și mintea cea mai strălucită și, mă rog, și el și nevasa. Și când a început mica teroare în zona culturală, în orice caz, care a fost chiar mare teroare, și când populația suferea ca acum, a ajuns societatea de consum să îi predice ideile lui Ceaușescu, ceea ce e o mare tristețe, da? Cu Nichita Stănescu, ați fost vreodată în Serbia la festival? Nu, n-am fost. Eu n-am fost, pentru că eu am apărut, ți-am spus, când el era într-o mare glorie și a fost și după aia cu genul meu de poezie, el avea mari adulatori, tineri poeți care scriau ala Nichita Stănescu, așa? Și el fiind un personaj ieșit din comun, genialoid ca forță de a vorbi, de a, era un mare actor într-un fel. Eu n-am fost prieten, deși trebuie să spun că eu am dormit odată la el acasă. Cum ați ajuns? Eu venisem în București, luasem premiul de debut pentru prima mea carte al unui scriitor și am intrat un scriitor la 21 de ani. Eram cel mai tânăr membru al scriitorilor. Și nu aveam casă în București, dormeam pe la prieteni, așa, și într-o seară la un chef unde era Fănuș Neagu, eram cu alte personaje din lumea literară, Nichita zice, haideți la mine. Și zic, da, zic, dacă vin eu, nu mai pot să mă duc la prieteni la dorm, că trebuie să vin. Ce dorm la mine, bătrâne, dorm la mine. Așa, în fine, erau... Și seara când s-a terminat, am dormit, avea un pad ăsta alat și... pentru mine a fost un șoc, pentru că dimineața era un bărbat frumos așa, dar era deja începuse să se vadă urmele alcoolului, nu? Urmele alcoolului. De exemplu, lângă pat avea o sticlă mare de bastârcă de asta sârbească, știi? Și până să se trezească, l-am văzut cum dimineața bâșbuie așa, a luat sticla aia, așa,
Și a, știi, a făcut așa, făcea. Să se învârtă vodka. Nu era vodka, era un rachiu, știi? Că sârbii fac rachiuri de, de fructe și cea mai bună rachiu de de gutuie făcut de sârbi. Un fel de țuică. Țuică, da, rachiu. Țuica e de prună, rachiu e de altă fructe. Așa se spune. Mă, și-a luat sticla aia mare, așa, și după ce așa, a pus jos jumatea băudinea și după aia cât era de mare și de burtos, așa, că pare eu burtos, dar el avea de 5 ori mai mare. A sărit din pat, așa, și a zis, bătrâne, haide la TN Palas, că era, el avea în piața, să bem ceva. Și în fine am ieșit, eu am spus, doamne, știi, nu prea beau dimineața. Eu am stat în preajma unor mari băutori, Pâcă, Pucă, intrați în istoria boemei românești, dar nu am avut chestia asta cu băutul. Mi-a plăcut vinul și mi-a plăcut să beau după ce m-am paradoxal, pentru că dacă te învârți într-un asemenea anturaj, bine, ajungi... Și fii atent, în timp ce o luam spre Atene Palas, zice, stai o clipă. Și intră într-o alimentare, ia o sticlă de șampanie și oprește lângă un bloc unde era o inscripție. Aici a fost casa lui Ioan Slavici, unde a trăit și Eminescu între anii nu știu care, nu știu care, știi? Și a luat, zice, să-l omagiem pe Mișu Eminescu, bătrâne. Și a luat sticlea și a tras tranc, a spart-o ca la un, cum să spart la vapoare șampane, așa, știi? Bă, a explodat sticlea, a venit un tablagiu, nu știu, dar îl știa. A, e maestru, maestru, nicio, nicio problemă cu tine. Și am ajuns la TN Palas, a comandat, zice, ce bei, un whisky? Nu, zic, nu, aș mânca ceva, o omletă. În fine. Și el și-a mai tras-o, zice. Deci ei aveau o forță și o rezistență uriașă. Eu cred că dacă el n-ar fi băut, ar fi trăit 200 de ani, știi? Se fac 40 de ani. Deci aia a fost... 23 de ani. M-am mai văzut, pe urmă, la Aurel Covaci, un mare traducător care, din generația lui, nu știu ce, dar nu s-a legat prietenii între noi. Și am mai fost la mormântare când... Ați fost la mormântarea lui Nichita Stănescu? Am fost la mormântare la biserica unde era pus acolo și... În Ploiești sau în București? Nu, 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 în București, București. Am fost. Și am văzut-o pe maică sa care stătea lângă sicriu și spunea, Nichita... Nichita, mi-ai promis că nu o să mori înaintea mea, Nichita. Bă, asta numai asta spunea de 100 de ori. Am plecat de acolo zguduit, așa știi. Că maică-sa era îngrijorată de faptul că el asta e, bea și el i-a promis, mamă, nu o să mor înaintea ta. Și că tragedie mai mare decât să moară fiul înaintea mamei nu există, exact. Știi? Și în fine, și atunci când am scris poezia asta cu Emil Brumaru, ne-am amintit că a apărut această vodcă după Stalijna și Mascasca, a apărut crepca aia, care era cea mai tare și am mai povestit că era băutorii de vodcă, spuneam, domnule, când o bei, zice, nu cazi așa, te prăbușești, cazi în cap, zice, direct. Și duceau, eu mi-amintesc că Nichita, fiind internat în spital în stare foarte gravă, ăștia îi dădeau, i-au găsit chestia aia de lângă pat, în noptiere, au găsit vreo 3 sticle de crepca aia, știi? Erau criminali ăștia, prietenii, că nu l-au ferit totuși. Bine, nu te poate feri nimeni aici. În urmă e alegerea ta. Da, e o chestie, că a scris despre mine, nu vreau să-i dau numele, am murit și la un poet, că îi dădea de băul Marin Pedra. Doamne Dumnezeule, păi dar eram un tânăr scriitor, cum să-i dau? Bine, nici n-aveam bani să-i dau. El îmi dădea mie. Și nu-i dădeai cu paharul. Ca la vițel. Plus că Marin Pedra nu a fost alcoolic. Mulți scritori au murit datorită alcoolului și tutunului, au murit, marea majoritate au murit din pricina nu știu, cred că arterită, de obicei li se tăia picioarele și Florin Pucă și Băieșiu a avut această problemă, știi, circulația de la datorită țigărilor combinate cu alcoolul. Se negresc picioarele și ți le taie de la genunchi în jos. Cum ați interacționat cu clasa politică aflată la Belgrad și o să vă rog să povestiți după o scurtă pauză de publicitate. Revenim! Ne-am întors, domnule Dinescu,
au fost la Belgrad și ministrul culturii din România. Acolo ați întâlnit cu vicepremierul Serbiei. Cum a fost această interacțiune cu politicienii? Da, interesant că ministrul culturii e un băiat destul de deștept, așa, știi bine, are tot ce-i trebuie și știe să descurcă. E ministrul culturii din Serbia, tocmai fusese pus de curând, era o cucoană, Marian Gojković se numește, viceprim-ministru al guvernului, și pe urmă aflat că era cel mai tare politician din Serbia. Frumușică în felul ei, așa. Am stat cu ea de vorbă, cu traducător, bineînțeles, că eu sunt poliglot de limba română, nu știu nicio limbă bine și nu mă... decât să vorbesc o franceză de baltă, mai bine îmi traduce cineva ca lumea. Ca să fiu, sunt traducă, fiindcă am pățit-o cu Pleșu în Germania, eu aveam traducător și Pleșu, care știe germană perfect, bine, nu știu ce. El a vorbit... Și după ce eu am făcut în textul miștocul și mi zice, bă, zice, fii atent că e mai bună chestia ta, știi, că eu mă căznesc totuși să leg niște chestii, fac niște fraze mai frumoase, dar tu ai avut un traducător bun și a fost perfect, știi? Da. Deci, a fost foarte simpatică cu Coana, că eu venisem și cu mâncare de la, cu pâinea de la cetate, cu fasole bătută, vinete, făcusem de-astea, tăiasem un porc, nu știu ce, și am făcut leber cu cap de porc, dar cu ficat de vițel, este cel mai bine, cum fac francezii, știi? Cap de porc și ficat de vițel. Da, n-am mai auzit, o minune, asta. Da. Multă ceapă, 5 kg de ceapă să pune, ușor caramelizată, în fine. Și cu vinul meu. Și am avut mare succes, așa, și în zona asta obscură, în anticamera festivalului. În rest, ce să spun, atmosfera orașului e frumoasă, continuare. Nu mai are chestia aia. Era zguduitor. I-a dus înapoi cu 20 de ani, cel puțin, Milošević, știi? A fost naționalismul ăsta aplicat dur și s-a și destrămat destul de trist această Iugoslavie, știi că... Mai multe țări seama, șoare, ei nu mai au ieșire la mare, ceea ce nu e în regulă, știi, să nu... Ei au trăit acolo, era un amestec, plus că vorbesc muntenegrenii vorbesc sârba, știi? E o țară care... E mai mult decât să vorbești, că e cum suntem noi cu moldovenii, știi? Nu știu dacă au avut mari politicieni după Milošević. Au avut câțiva tineri politicieni de ăștia mai de dreapta. Acum dar... e un prieten de-a lui Ponta. Da. Alexandru, da? Vučić, da. Da. Președinte. Ei meritau, după părerea mea, să fie, să intre în Europa fără nicio... Ei erau în Europa acum 50 de ani, știi? Pe osebire de noi, care nu prea eram. Haideți să mergem la granița cealaltă, domnule Dinescu, în Republica Moldova. Vedem săptămâna aceasta a fost Maia Sandu, președintele Republicii Moldova în România, negociat din nou cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciucă, diverse contracte pe zona energetică. Acolo Ucraina era principalul furnizor de energie electrică, ori Ucraina, după ce a fost bombardată de Rusia, a întrerupt orice contract de furnizare cu Republica Moldova. Cum vedeți această problemă? Știi care e problema? Mie mi-e milă de această doamnă, pentru că ea a venit acum disperată la un președinte al României care n-are organul milei, e lipsit de această chestie și empatie, de fapt, știi? Fiindcă problema ei este următoarea. Basarabia, știi că era o vorbă pe vremuri, tata rus, mama rus, Ivan Moldovan. Deci acolo o treime sunt ruși, o treime sunt bulgari de ăștia turcizați, găgăuzi, știi? S-au combinat ruși cu români, adică femei rusoaice cu moldoveni și invers, așa, deci economic, foarte mulți oligarhi de acolo sunt, de fapt, de origine rusă. Și mulți oameni lucrează. Ion Iliescu a ratat o chestie.
Când Rusia se destrăma imediat după 89, a fost un cutremur uriaș, de Uniunea Sovietică s-a făcut praf. Atunci se putea uni Basarabia cu România. Și de ce n-a vrut Iliescu atunci? Iliescu era fricos de felul lui. Pe de altă parte, nu era ușor, că în mentalitatea basarabenilor, românii nu erau foarte simpatizați, pentru că după primul război mondial, când s-a lipit la țara mamă, în general în Basarabia, de exemplu, ofițerii care aveau probleme erau pedepsiți și trimiși în Basarabia, plus politicieni. Așa. Corupția era în floare. Cât cuprinde, știi? Și am fost umiliți basarabenii, știi? Cu limba lor, că vorbeau românească asta mai ciudată, așa, știi? Și atunci ei au rămas cu un soi de alergie la ideea că vin de la București unii și nu știu. Jandarmul român. Noi polițieni care au venit în Basarabia, după aia s-au gândit, bă, de ce să fie ei președintele Consiliului Județean din Moldova și să nu fie din Basarabia, să nu fie președinte al Basarabiei, al Moldovei. Și uite așa, s-a făcut acea găinărie cu podul de flori de peste Prut. A fost o prostie, știi, o propagandă de-asta. Vizual și sentimental a fost frumos, că da, oamenii ieșeau de flori. Podul ăla s-a făcut bișniță cu chestii, se cumpărau din Basarabia, că lui erau prețurile mai mici, așa. Se luau mașini de tocat, drujbe, care în rusește drujbe înseamnă prietenie. I s-a tăiat podul de flori, înțelegi? Plus că mulți dintre ei, dintre ăștia care au intrat în politică, erau foști activiști de partid, unii de la KGB, era Voroni. Aveau gradul de general. Voroni fusese, a fost întrebat, cu cine țineți? Cu Ion Iliescu? Și el a spus, cu el țin. Era el țin încă la putere. Ținea cu el țin. Așa. Deci lucrurile foarte complicate erau. Mulți dintre basarabeni, ca și acum, lucrau la Moscova, la clădire. Adică noi după 89 ne-am dus să muncim, să blacăm și în Spania, în Germania. Dar basarabeni mergeau la Moscova, câștigau bani, să plătea. Erau noi oligarhi ruși care plăteau să-și facă chestiile imobiliare, în fine. Deci ei întotdeauna, ca să supraviețuiască, au bălângănit-o între limba română, rusească, și au zis că îi vorbesc moldovenește, nu românește, în fine. Bun. Despre Maia Sandu. Acea țărișoară în care a avut șansa, iată, să vină o femeie ca Maia Sandu în opoziție, să-i bată pe ea, pe vechii activiști de partid, a căzut într-o plasă. Acum două săptămâni, când a fost la Bruxelles, nu știu dacă ai auzit, a dat o declarație, eu m-am speriat când a zis. Încurajată de muierile alea după acolo, că să zic muieri, cocoanele alea, sumandicoase, care s-a băgat în politică. Și eu fi zis, bă, fată, dă-i dracu de ruși, te ajutăm noi. Nu știu. Și a dat o declarație că dacă Putin mai insistă, nu știu ce, îi arată ea lui, nu știu ce, ia măsuri, așa. Și cred că cu aia și-a distrus cariera, știi? Pentru că acolo trebuie să faci o politică mai blândă vis-a-vis de marele urs. Înțelegi? N-ai cum să faci, că să te desprinzi de că stai în brațele lui, vrân nevrân, așa. Credeți că va ataca Putin și Republica Moldova? Nu va ataca. Maia va fi în 3 luni, uite, în 3 luni va dispărea din zona politică. Va dispărea Maia Sandu. Da, din politică. Nu o să o împuște, ceea ce le e foarte ușor, fiindcă nu vor să apară de criminal, că cum au împușcat marele actor acolo, a greșit-o imens și deocamdată nu-i să pune în cârcă, dar o să vezi când o să tragă linia ce s-a întâmplat. Faptul că am pușcat o tânără jurnalistă, fiica lui Dodin,
cu voia lui, nu se mișcă nimic acolo fără voia actorului, știi? Asta puțin că accidentul a fost la Moscova. Apropo de Moscova, știi că pe vremea comunismului foarte mulți scriitori și artiști au făcut carieră, cântărețe de muzică populară. Rușii au iubit pe moldoveni pentru că aveau cântărețe de muzică populară, cântărețe de muzică ușoară, actori, scriitori care apăreau acolo în limbia. Și era, nu băgau ei în seama, o țărișoară atâta, știi? Dar în care aveau vin bun, coniac bun. Și bomboane bucuria. Și cine voia să facă o carieră pe vremea comunismului din Moldova ca și în Ucraina, mergea la Moscova. Inclusiv actualul președinte al Ucrainei, care a fost actor la Moscova și acolo s-a încoțopenit și a câștigat bani. Zelenski, da. Credeți că se vor uni vreodată Republica Moldova și România? Din păcate, în situația asta, nu. Deci, încă o dată, e mentalitatea aia care face să fie țară de sine stătătoare, așa. Pe de altă parte, influența rusească va continua, că nu ai cum să... Eu asta n-am înțeles de ce policienii lumii nu s-au gândit, domnule, noi avem boală pe ruși și aveam boală din totdeauna, 50 de ani de comunism, au influențat tot estul Europei, a fost cumplit, da? Și era normal să existe o rivalitate între Statele Unite și Uniunea Sovietică, cele două țări mari, înțelegi, din blocul estic și vestul Europei și al lumii. Dar între timp, Rusia a devenit capitalistă, țar capitalist, chiar cu capitaliști nemiloși, cu cei mai mari oligarhi din lume, știi? Bune, un capitalism original. Da, acolo. Original, dar asta este situația, adică ei au devenit și au făcut afaceri cu ei și capitaliștii din Occident. Și acum fac. Evident. Da. Ați văzut, Olanda tocmai a dat niște derogări. Nu mai fi chestii ideologice, ar fi trebuit să găsească o formă de îmblânzire a relațiilor. Și eu mi-amintesc când a fost, dar noi nu știm, vrem să uităm, când a fost președintele Americii pe vremea lui Ion Iliescu, Bill Clinton. Nu Bill Clinton, ăsta, Bush. A spus, România este un pod către... O punte între est și vest, către Rusia, nu? Adică noi eram văzuți așa, că ei simpatizau pe vremea aia, să înțeleseseră, să mai reducă din focoasele nucleare, să nu știu ce, știi? E, chestia asta, ambâțul președintele Americii de a nu-i lăsa un teritoriu în care să nu fie arme în coasta Rusiei, știi, a produs această nenorocire care atinge lumea întreagă. Pentru că rușii în veci de veci nu vor accepta ca în Ucraina să fie arme americane îndreptate spre granița lor. Cu riscul de a da până la urmă și bomba atomică. Nu o să o dea, sper că nu o să o dea, dar nu, acolo ei vor curăța până la capăt. Eu asta vreau, asta m-am gândit, băi, de ce n-ați găsit o formulă mai deșteaptă să îmbârligați toată pe Putin, care Putin era foarte simpatizat de Occident. A fost în America, a băut cu președintele Americii, fostul cancelar al Germaniei, angajat la Gazprom, era în relații bune și cu cancelara Merkel, era pe cai mari. S-a dus dracu chestia asta și a devenit bun, a devenit babaul lumii, ceea ce într-un fel și este acum, dacă spune că va declanșa cel de-al treilea război mondial. Dar să nu uităm că și când rușii au dus rachete în Cuba, președintele Americii, de pe vremea aia, Kennedy, în anii 60. Kennedy, înainte să moară, a spus, voi, dacă nu își retrag rachetele, voi declanșa al treilea război mondial. Pentru că nu acceptau americani ca în coasta lor, în Florida, să fie rachete rusești. Situația vrând nevrând este asemănătoare. Pentru ce ambâțul ăsta să nu poată să doarmă președintele Americii fără să bage rachete în coasta rușilor? Oricum, armele lor au demonstrat că sunt mai moderne, o parte, dar asta, rușii s-au specializat în arme nucleare, în chestii de-astea, asta e realitatea. N-ai văzut, ei n-aveau strategii, n-au visat niciodată că se vor bate cu Ucraina. Au băgat tancurile alea ruginite, crezând că gata, distrug, neștiind sau
Neștiind că serviciile de-aia și schimba Putin toate serviciile secrete. Nu i-am zis, băi, nene, nu te duce cu mastodonții ăștia, că ăștia au, dinozauri au murit primii la o chestie. Au chestii de-astea inteligente, date și de americani și de... că între timp ascuns, ucrainienii s-au înarmat după ce le-a ciordit celebra peninsulă... Crimea. Dar nu credeți în... Unde, care, într-adevăr, Crimea, noi am devenit mari istorici, da. Iubitori acum de Ucraina. Noi n-am făcut niciodată în relații bune cu Ucraina. Una, că rușii, când au luat Bucovina, au lipit-o la Ucraina. Două, acum câteva sute de ani, din Ucraina veneau din Crâm, tătarii. Aia era o regiune, nu era ucrainiană. Da, e tătară. Erau a tătarilor. Așa. Rușii i-au scos pe tătari și au mutat la Polul Nord. Știi? Și au devenit Crimea, era o zona în care se refăceau politicienii ruși. Era o zonă de concediu, da. Era perla turismului. Da, în fine. Da. Bun. Deci trebuie să ținem cont de aceste lucruri. Nu s-a ținut cont de aceste amănunte. Așa. Și e clar că până la urmă, de fapt, se va trage o linie și ce se va întâmpla? Va fi un popor nenorocit, va fi ca Afganistanul Crimea, știi? S-au dat ei mari cu slavă Ucraina, dar până și afganistanezii, ca să folosesc această expresie, sunt cumpărați de ruși acum. Deci după ce a fost marea... Rușii au luat prima palmă din istoria modernă de la Afganistan. Din Afganistan. Când Afganistanul, 80, da. Ca și ucrainene, au fost înarmați de americani cu chestii moderne, au căzut, când au căzut primele elicoptere rusești, ăștia au rămas, băi, de unde dracu au ăștia așa? Înțeleg, aveau arme mai moderne decât rușii. Și au fost nevoiți cu coada între picioare atunci să se retragă. Înainte fuseseră prietenia, ei reușiseră rușii să pună șef al Afganistanului un comunist afganistan, din Afganistan, și erau așa, în capitala, la Kabul, erau universități, erau cinematografe, nu știu ce, propaganda comunistă lucra. Funcționa. După ce rușii au plecat umiliți, ăia ce au făcut? Nu s-au repezit să pupe cu americane. Acolo se cultivă macu, se extrage opiumul din macu din Afganistan, cea mai mare producătoare de opium din lume, Afganistanul. Și au început să înceapă să cultive americane și au băgat coada, să nu și-au intrat în conflict cu șefii de trib, că ei aveau o viață mai ciudată așa. Și au bușumăgit după ce i-au ajutat, chiar cu... Eu mi-amintesc, apropo de stilul ăsta, de, le-a trimis... Scurt, trebuie să terminăm. Trebuie să terminăm, îmi pare rău, da. Reluăm povestea? O reluăm. Data viitoare. Mulțumesc pentru discuție. Da. Atât pentru astăzi, ne vedem sâmbăta viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic.